trebuie să am căile prin care mesajul meu să ajungă la client. Și trebuie să găsesc acele căi prin care pot să asigur un mesaj punctual, așa cum eu îmi doresc să fie, să ajungă la client. Pentru că nu vreau să am un mesaj intermediat. Nu vreau să am un mesaj denaturat de filtre. Și avem așa. E-mail. Știți la ce mă refer? Da. Nu la aia. Nu la aia. Aveți în manual practic 5 canale de marketing, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Avantajul mailingului care e ieftin. Da? Odată. E virtual gratis. Puteți să faceți voi trimițând din Outlook sau puteți să folosiți un serviciu profesional. Care ce înseamnă? Că ai un site în care dacă se loghează, își dă datele, primește un mail de confirmare, dă click un link, care primește mesaj cu opt-in, opt-out, da? Nu o să intrăm în detalii. Aici trebuie să ai grijă la lucrarea dată pe care e-mailul, doar ața de mail nu intră în categoria asta. Ok. Depinde ce dată îi cer pe... Da. Deci dacă îi cer nume, mail, localitate, e ok. Nu e, dar sigur. Aspectele de legislație sunt altă poveste. Știi? Și o să vorbim așa, în pasant, despre ele, pentru că nu sunt obiectul întâlnirii noastre, dar de bază, da, e adevărat. Newsman este un serviciu oferit de unul dintre prietenii mei. Oferă un serviciu foarte curat. Adică, practic, el are în spate toată infrastructura în care un client al tău pe site-ul tău să scrie acolo și, practic, el face în spate managementul întregului sistem, verifică dacă adresa e corectă, dacă îi dă drop-out-uri, dacă îi dă dezabonare, dacă adresa lui de mail și-o schimbă și atunci apare că e eroare, o scoate din sistem. Adică menține, și asta e foarte important, menține adresa ta de mail ca sender whitelisted. Da? Deci, Gmail-ul sau Yahoo nu o bagă în spam. Ok? Pentru că așa, ce fac? Fac o campanie specială, fac o promoție, fac o ceva cu date limită, mail-ul meu ajunge în spam și ăla ori nu-l vede, ori vede prea târziu. Ok? Nasol. Pentru că un element cheie pe care l-am cu mail-ul ca avantaj este controlul precis al momentului livrării. Foarte important. Pentru că pot să am lucruri care să-mi arate mie că statistic e mai bine să trimit la o anumită oră a unei ani de zile. Da? De exemplu, eu îmi trimit mail-urile vineri la ora 2. Când fac mail-urile mele. De ce? Pentru că am constatat că dacă e vineri la ora 2, se întâmplă așa. Ori îl prind pe ala pe finalul zilei, când de regulă nu întotdeauna vineri e cea mai aglomerată zi. Uneori, da. Uneori am un deadline și asta fac. Dar de multe ori, finalul zilei de vineri apar un pic mai relaxat. Și așa, poate omul e mai dispus să-mi citească mail-ul meu. Sau, dacă n-apucă, are pe weekend mai mult timp. Apoi, chiar omul era asta, da, să-și verifică mail-urile și vede, da, are timp să-mi citească mail. Pentru că riscul este altul, dacă el trimit marți sau joi. Îl vede, îl deschide, vede că e lung, n-am timp acum, îl citesc mai târziu. Și uite de el. Da? Deci, a trebuit să-mi găsesc momentul optim, în ce zi și la ce oră să-mi trimit mail-uri. Și asta pot să controlez. Da? Drop mail. Drop mail înseamnă acel mecanism prin care pun în cutiile poștale tuturași. Da? Aveți în manual costuri. Da? Și pentru serviciile pe care de Newsman, deci v-am inclus costuri. Ca să puteți face un calcul de eficiență, v-am inclus costuri. Ok? Drop mail-ul are avantajul că îl pot localiza. Da? Dacă sunt, cum e cazul vostru, pe o regiune, unde merge bine drop mail? Merge dacă am, să spunem, nu știu, o pizzerie, dacă am un restaurant, dacă am un salon de cosmetică. Deci care, practic, vând pe trei quartale, vorba aia. Da? Este de departe cel mai eficient. Nu o să-mi vinde din București dacă sunt aici și dacă, să spunem, am aici în Vitan un salon de cosmetică și îmi pun reclamă pe online și nu știu ce și cu tot felul de IP-uri care sunt specifice și de-alea, da? Și ajunge la o tipă din, nu știu, din drumul Taberei. O să vină o fată din drumul Taberei și tot orașul în parcă se arată ca să-și facă manicură. E logic, e de bun simț. Nu ai venit de militar în Vitan. Chiar dacă ar fi o ofertă cu 5 lei mai decât la tine în colț. Nu, ar trebui să fie ceva extraordinar. Eu mă duceam zero în militar. A, nu, ar trebui să fie ceva unic. De ce? M-am dus de ani
mulți la el, știu, lucrează, nu okay. Vreau să încerc. Te duci client specific, ca să zic așa. Dar dacă ăla din militar și-ar face reclamă în Titan, afară de tine, s-ar mai duce și alții? Nu. Singura condiție ar fi să aibă ceva unic pe piață, să te atragă. Ok. Asta cel unique selling proposition. Da, e în regulă. Da. Deci, dacă mă duc cu aglomerare urbană mare, Dropmail-ul e un sistem foarte bun dacă afacerea mea este fizic, geografic, limitată la o zonă destul de mică. Da? Bun. Direct mailing. Asta înseamnă trimitere prin poștă la niște click-uri. Ați primit bănuiesc cu toții. Nu dau unul, că sunt convins că știți. Da? Ok. Unde merge foarte bine direct mailing? Merge în situația în care clienții mei sunt foarte dispersați. Da? Că altfel, dacă nu sunt dispersați, prefer pe drum. Merge în situația în care vreau să trimit prin poștă niște chestii. Cataloge, CD-uri, mostre de parfumuri. Da. Deci dacă vreau să fac sampling, așa în felul încât clientul meu să aibă contact fizic cu produsul, da, îi fac direct mail. Pentru că nu pot să-i fac altfel. Da? Îi dau 7000 de ofertă de parfumuri și trimit pe direct mailing un produs pe care... Da? Cum ar fi o campanie de genul ăsta? 5 parfumuri, da? Alege parfumul care îi place soției tale cel mai mult. Clic aici, îmi dă datele și trimit în click 5 mostre. Care e șansa să cumpere? Cât de sus credeți că e șansa să cumpere în fața asta? Foarte sus. Foarte sus. Poate și jumate din celălalt din cazul. E un produs foarte mișto. E campanie făcută în Austria, de o companie care era reprezentantă unei companii suedeze, care era dealer de la nu știu ce arome pe față, o chestie asta nebunie totală. Și ăștia au zis, cum intrăm pe casa de parfumuri? Și n-au băgat branduri. N-au zis, bă, noi vindem de la sau vindem de la. Au putut așa, alege parfumul, da? Care îi va place soției tale. Segmentare pe vârstă, pe nivel social, pe tot ce credeam. Publicul lor țintă a fost mediul rural și urban mic. Pentru că orașele mari, bani și bani, întrebarea, parfumerie, nu pot o chestie. Dar într-un mediu urban, sau într-un mediu rural, n-am o așa de mare abundență de parfumuri. Da? Au trimis 5 mostre, nu mereu dacă, de la 1 la 5. Deci nu cu brandul, nu cu nimic. Deci, și au primit comenzi. Prima opție, a doua opție. Și au avut rata de vânzări undeva vreo 25%, ceea ce este enorm. Este enorm. Da? Ok. Telemarketing. A trimit telefoane de genul, bună ziua, sunt redacționat cu tare, vreți să facem o prezentare? Da. Dăm telefoane. Dăm telefoane. Ok. Dăm telefoane, e perfect. Nu, dar ca principiu. Ați trimit telefoanele astea? Da. Eu am o plăcere, trebuie să recunosc, am o plăcere perversă. Când mă sună careva și spune, bună ziua, sunt redacționat cu tare, vreau să fac o prezentare, spune, nu vreau să-mi faceți, la revedere. Da. Eu am altă plăcere, îl țin la telefon. Ai timp? ok. Ideea telemarketingul, da, este o cale prin care pot să abordez clientul personal. Are avantajul că pot să am un contact individual cu el și pot să am și feedback de la el. Deci, dintre toate astea, până acum, primele trei, nu-mi dădeau feedback-ul clientului. Telemarketingul îmi dă feedback-ul clientului. Da? Dar pentru asta trebuie niște operatori specializați, niște oameni care chiar știu ce să facă. Da? Niște oameni care chiar să știe să vorbească cu clientul. Ok? Pentru că altfel, dacă am... Trebuie să vă povestesc, eram la bancă, nu vă spun la care bancă, unul la care nu am treabă, dar trebuia să plătesc pentru că cineva. Trei tani. Prima era la ghișeu, îi dădeam marea și a doua tani cu a treia tani și trei dintre ele. În mod evident, aveau o campanie care promova nu știu ce produs aniversar, cu dacă depui nu știu ce pe 30 de zile, niște dobândătări activă. Asta existeam între ele pentru timpul motiv că niciuna dintre nu se facă telemarketing. Și li se deduse ca sarcină. Dacă n-ai client la ghișeu, dai telefoane. Da. Și pe mine m-am pus și eu stăteam, practic, momentul ăla, dădusem bani, dădusem toate chestia și fata din partea mea, băgat rădele în calculator, urmând de pristeze de ala, deci, practic, aveam o jumătate de minut, un minut în care era complet detașat și puteam să urmăresc pe fata. Doamne. Prima sună și spune, alo, bună ziua, vă sunt de la bancă.
Primul mesaj, vă spun de la fac. Deci... Da, 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 spui măcar de la ce fac, dar și cum mă cheamă. Și cum mă cheamă, da? Așa. E pornit la cheamă, ați sunat și ați spus ceva de genul, ce, ia sau un cupon, tu știi? A stat o secundă, două, probabil, ca să-i stai a da, spune, nu știu ce. Păi și a început efectiv mitraliera. Avem un prostan libertar care dacă te trebuie să vede ori până la aveți o bună vă interesează? Și am zis, mama, cum ajung eu la directorul lor de, la directorul lor de HR să-i fac o propunere de 3 cu telefon? Nu, asta și cum se face, ca paranteză, mystery shop, te duci și pun un raport, asta este un raport confidențial. Am făcut raport, evaluare în unitățile băncii cutare, am urmărit următoarele comportamente, pam, 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 și scoring de la unul la ce, cum au fost acele comportamente atins. Și le dau afară. Da, și spun, concluzie, aveți nevoie de un training pe partea de pam, 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 pam. Și mă duc punctual și spun ce probleme lor cu training. Știi? Deci nu, bună ziua, știți, vrem să facem un training. Deci noi nu vrem. Știi? Adică ajung pe aceeași chestie. Știi? Trebuie să-i arăt ce problemă are, să-i arăt cum mi-am cuantificat-o și să dau soluție ca să pot să fac vânzare cartă. Da, și poate o să zică, ok, aleg pe firma cu tare care... Da, e un risc. De acord. Asta e altă. Eu duc clientul și altul va fi vinde. Da, e un risc. Trebuie să-mi asigur spatele cu chestiile astea. Ok. În telemarketing e ok și mai am un element foarte important. Telemarketing îmi dă foarte bine posibilitatea să verific elementele de dinainte. În fine, ultimul element, vânzarea până agenți. Da, e ok, am număr de agenți, îi antrenez, îi trimit pe teren, se duc și dau telefoane, intră în contact cu clientul și așa mai departe. Practic, este o vânzare directă, pentru că agentul nu este un intermediar, agentul este extensia mea ca și companie. Acum, în mod evident, vă dați seama că toate lucrurile astea au niște avantaje și niște dezavantaje. Dacă vreau să vând, nu știu, flori online, pot să am un serviciu foarte mișto, în care eu sunt într-un oraș, familia mea într-un alt oraș și vreau să am un sistem care de ziua mamei, de ziua sora, nu știu ce, să primească un buchet de flori din partea mea. Da, și atunci am un sistem. Nu o să mă duc să fac chestia asta până agenție. Dacă vând asigurări în care, sau sisteme de astea de organizare pe GPS și mai departe, care am nevoie de un grad foarte mare de customizare a ofertei în raport cu clientul, nu o să pot să fac asta pentru nimeni. N-am cum să am toate elementele ca să dau oferta cea mai ok. Da? Deci, în funcție de ceea ce vând, aleg care dintre canalele în mod evident, am și o problemă prin care îmi creez o campanie în care am niște elemente secvențiale. Abordez întâi clientul cu un canal și atunci după aia fac abordare secundară și terciară cu alt canal și asta o să fac imediat. Da? Ok. Întrebarea este așa. Gândindu-vă la ce produse aveți, da? Gândindu-vă la avantaje și dezavantaje, știind clientul ideal, pentru că asta v-a sătut tema puțin mai înainte, gândiți-vă care sunt din cele 5 canalele de informare care se aplică cel mai bine la afacerea voastră.